Bun găsit! Veste bună pentru companiile care necesită dispozitive de lucru inteligente. A fost lansat primul serviciu all-inclusiv de închiriere de echipamente precum laptopuri, tablete sau telefoane. Cum puteți beneficia de astfel de servicii printr-un abonament lunar și care sunt avantajele, ne spune Liviu Huluță. Bună dimineața, Liviu! Bună dimineața! Platforma noastră vine în ajutorul antreprenorilor, companiilor de orice mărime, de fapt, să scape de toate problemele legate de gestiunea flotelor de dispozitive. Aici vorbesc de laptopuri, tablete și telefoane. Odată ce o companie are nevoie, bineînțeles, de angajați, dar și de aceste unelte pentru ei. Și ele presupun diverse probleme. Probleme ce țin de funcționarea lor, de dus în service, că se sparg, sunt furate, sunt pierdute și așa mai departe. Și noi transformăm device-ul în sine într-un serviciu. Așa cum, știu eu, multe lucruri, software, de exemplu, sunt un serviciu cu plată lunară, așa și device-urile devin un serviciu cu plată lunară. Dar ce preferințe ai observat până acum la nivelul clienților? În general, clienții noștri preferă dispozitive high-end, vor dispozitive cât mai bune. Sunt clienți care vor să fie în pas cu tehnologia. Avem astfel și în zona de laptopuri și unde se merge foarte mult pe noile microchipuri pe bază de silicon, iar pe partea de telefonie, majoritatea clienților noștri aleg terminale cu 5G. Cum ajută concret serviciul vostru companiile? Care sunt avantajele? În primul rând, costurile sunt mult mai reduse. În general, companiile nu-și gestionează bine dispozitivele, în sensul în care le cumpără, își fac o amortizare pe o anumită perioadă de timp și la sfârșit ele ajung să nu producă decât deșeuri, pentru că valoarea lor reziduală ajung în niște sertare. Multă lume care se uită la dumneavoastră lucrează la companii în care au un dulap plin cu laptopuri vechi, telefoane vechi care nu sunt folosite. Noi venim și spunem că ar putea să le închirieze pe termen lung, acele dispozitive se întorc înapoi la noi și noi le recondiționăm și le creștem valoarea reziduală. Crescând valoarea reziduală, de fapt, investim mai mult în serviciile pe care le oferim clienților în perioada de închiriere. Orice s-ar întâmpla după aceea, că au nevoie să le ducă în garanție pentru o reparație, că sunt sparte, că sunt furate, că sunt pierdute, asta e responsabilitatea noastră. Noi le luăm de unde ar fi, de unde au birou sau de acasă, de la coleg, că tot se lucrează de acasă, le preluăm, le ducem, le reparăm, le întoarcem înapoi. Toate aceste procese sunt efectuate de noi, degrevând astfel companiile care ne sunt clienți. La nivel de Uniunea Europeană, companiile mici și mijlocii cumpără laptopuri, tablete și telefoane de 35 de miliarde de euro. Conform datelor Uniunii Europene, 77% dintre ele nu sunt reciclate, nu trec printr-un proces de recondiționare, sunt pierdute. Astfel, ele generează peste 12 milioane de tone de deșeuri electronice, care nu mai sunt recuperate. Noi venim să salvăm toate aceste deșeuri printr-un model de economie circulară, prin care clienții primesc un cost scăzut de utilizare, o experiență mai bună și un impact mai mic asupra planetei. Așadar, cumva, platforma voastră ajută și la educare, la schimbarea comportamentului companiilor. Asta e foarte important, să schimbăm comportamentul companiilor, mai ales în zona asta de ce se întâmplă cu dispozitivele vechi. Sunt companii în piață care țin laptopuri 5-6 ani, când ele sunt uzate din toate punctele de vedere, și fizic, dar și moral, crezând că astfel își maximizează valoarea pe care o primesc din partea acestor dispozitive, ceea ce este fals, economic fals. E mai bine să treacă spre un model de închiriere pe termen lung, pentru că astfel noi maximizăm valoarea reziduală și le oferim lor servicii și scapă de toate grijile asociate gestiunei dispozitivelor. În plus, voi aveți și opțiunea de buyback pentru flota existentă, corect?
Da, exact. Există clienți care în acest moment au flote de dispozitive, de laptopuri, de telefoane, pe care vor să le reînnoiască. Știm cu toții că progresul tehnologic nu se oprește pentru nimeni și atunci sunt clienți care vor să-și facă un upgrade general la nivel de flotă de dispozitive și noi venim, le luăm pe cele vechi și le înlocuim cu unele noi.